Mulțumim Domnului și cerem ajutorul pentru lecții referitoare la lucrarea Duhului Sfânt, în care ne vom opri câte puțin pentru a observa darurile Duhului Sfânt. Pentru astăzi vom face observații biblice și practice asupra a doua dintre ele și să socotim așa cum este scris în 1 Corinteni 12 cu 4, că sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și dintre aceste felurite daruri, cele din această seară se găsesc menționate și în Romani, capitolul 12, versetul 7, la pagina 1106. Aici, după ce scrie că avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, deci după libera capacitate și autoritate de decizie a lui Dumnezeu, cine este chemat la o slujbă, deci vom vorbi despre darul slujirii, darul ajutorării îl completează, să se țină de slujba lui. Și un alt dar, cine învață pe alții, să se țină de învățătură, darul învățări. Dacă în lecțiile de până aici ne regăseam toți la unison, adică toți trebuiau să înțeleagă și să aibă în viața lor nașterea din nou, călăuzirea Sfântului Duh, să înțeleagă că trebuie să aibă un dar, de acum atenția poate cade în mod diferit, accentuat pe unii sau pe alții, în funcție de darurile pe care le au fiecare. Socotim că cel puțin un dar trebuie să aibă fiecare credincios, dar sunt credincioși care au mai multe daruri. Evident că aceste daruri sunt în măsuri diferite. De exemplu, doi au darul prorociei. La unul prorociile sunt foarte profunde, amănunțite și conțin adevăruri mari. La un altul poate sunt descoperiri mult mai mărunte și îndemnuri mult mai simple. Dar să ne oprim în dreptul la cele două menționate și repartizate pentru această seară. Darul ajutorării slujirii. Expresia în limba greacă pentru slujire este diaconia, ceea ce înseamnă un serviciu. Îi faci cumva un serviciu, o lucrare de slujire, o îngrijire. Sau celălalt termen, diaconos, care înseamnă un slujitor al oamenilor. De unde avem noi în românești expresia de diacon. Pentru că ei au fost numiți așa datorită slujirii serviciului lor de împărțire a darurilor, a bunurilor materiale pe care le administrau în mod colectiv. Expresia de ajutorare, în greacă antilepsis, înseamnă a ajuta, a asista pe altul care este în nevoie. Diferența dintre slujire și ajutare este următoarea. Cel ce slujește poate să facă singur un serviciu. Cel care are darul ajutorării ajută pe altul să-și facă mai bine lucrarea, să desfășoare o activitate. Deci este un asociat, un subaltern a unuia care execută ceva. Generalizând cele două aspecte care am spus că sunt complementare, putem spune că acest dar este serviabilitatea care îi ajută pe alții să-și mărească eficacitatea, să poată sluji mai bine, să-și împlinească mai ușor, să atingă scopul lucrării la care i-a chemat Domnul prin Duhul Sfânt. Există oameni
care au pasiune să slujească, să-i ajute pe alții să-și poată împlini menirea. Este un dar de frunte al Duhului Sfânt și îndrăznesc să spun foarte bine răsplătit în ziua aceea. Haideți să observăm câteva caracteristici ca să putem identifica mai ușor acest dar și de ce nu, dacă noi avem abilitatea aceasta, chemare la această slujbă și să-i putem înțelege și pe alții care au menirea aceasta în trupul lui Hristos, în mod special la nivelul adunării locale. Gândiți-vă la îngeri, ei sunt duhuri slujitoare și îi putem compara pe acești slujitori cu îngerii, un fel de îngeri tereștri. Despre îngeri este scris în Evrei capitolul 1, versetul 14, astfel, nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Deci ce fac îngerii? Servicii pentru Dumnezeu, în favoarea creștinilor. Ceva asemănător fac cei care au darul slujirii, ajutorării. Iată un exemplu de slujire, de serviabilitate a îngerilor, Evanghelia după Matei, capitolul 4, un moment imediat ispitirii în care Domnul a ieșit biruitor, Matei 4, versetul 11. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Probabil i-au adus mâncare, apă, l-au ajutat să se deplaseze de acolo, nu știu ce alt serviciu au mai făcut, dar efectiv cred că aici au făcut o lucrare chiar de ordin fizic. Într-o comunitate de credincioși, întotdeauna este nevoie de lucrători diaconos, slujitori, bărbați sau femei. Aceștia observă foarte ușor nevoile, au capacitatea și bunăvoința să le împlinească. Să ne amintim, așa cum deja am menționat întreagăt cazul acela din Fapte, capitolul 6, când au fost așezați în mod oficial în biserică primii diaconi. Pagina 1062, 6 cu 1, ne duce următoarele detalii. În zilele acelea când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecești cârteau împotriva evreilor pentru că văduvile lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Credem, o nebăgare de seamă, o lipsă de organizare mai bună. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. La atâta mulțime de credincioși erau puțini predicatori. Și s-au văzut nevoiți să delege sarcina aceasta, să organizeze altfel acest compartiment. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Slujbă menționată în finalul versetului 2, de slujire la mese. Imaginați-vă ce presupunea slujba de diacon atunci. Cred că trebuiau să scoale dimineață și probabil se culca ultimii seara, după ce mânca și ultimul copil sau ultimul frate întors de pe străzile Ierusalimului din misiune sau nu știu în câte locuri erau cazați, ce locații aveau. Dar vreau să vă arăt din Luca capitolul 8 că această slujire a fost și până atunci, înainte de a se oficializa. Pentru că în biserică este nevoie ca mai mult să facă această slujbă de diaconie. Nu doar cei care, potrivit statutului organizației în care suntem, sunt identificați și legitimați în mod oficial ca fiind diaconi. Luca 8. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El. Imaginați-vă că este un microbuz, mai mult de atât,
care nu mă anunță. Acum suntem în Horea, urmează să mergem în Șiria, în Pâncota și așa mai departe. Așa e că cei din acele locuri ar trebui să se mobilizeze. Avem musafiri, surorile știu, familiile care primesc oaspeți. Cineva trebuia să facă serviciul de diaconie, de slujire. Scrie aici că lângă Domnul și cei 12, apostolul, ca și cum am amintit în Fapte 6, existau de fapt niște diaconițe. Și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale. Maria de Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuzei, spravnicul lui Rod, Susana și multe altele, care îl ajutau cu ce aveau. Își puneau la îndemână probabil bunurile lor, așa cum a făcut Abigail altădată, dar bănuiesc că ceva mai puțin, că nu erau sute ca atunci și nu erau bogate ca Abigail. Pregăteau poate hrana, știu eu, frigeau pești, coceau pâinea, aduceau apă, servicii necesare. Peste tot în lucrarea Domnului este necesară slujba aceasta. Să vă mai dau un caz din Filipeni 2. Unde întâlnim un bărbat care îi slujea lui Pavel pe postul de diaconos. Filipeni 2:25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Știți că Pavel era într-o relație bună cu filipenii și îi trimiteau când puteau câte un ajutor. Și acest bărbat i-a slujit așadar în acea perioadă. Mai facem o mențiune. Mulți sunt chemați să slujească. De exemplu, în familie, orice femeie te slujește. La ea în casă fiecare e diaconiță. Orice bărbat care are o familie, câțiva membri, trebuie să facă ceva treabă. Dacă mai ai în administrare, poate și părinții tăi, părinții soției, poate mai grijești eu de ceva mătușă sau de ceva vecini care sunt bolnavi, deja slujba aceasta se extinde. Alții poate nu au situații familiale grele și atunci, de exemplu, o soră se duce de regulă la o altă soră în vârstă pe care o slujește, îi face cumpărături, poate îi face curățenie, poate timpul îi permite și posibilitățile fizice, materiale, o ajută și slujește la vreo două surori. Deci o slujire generală toți suntem îndemnați să facem, dar unii au darul acesta, bărbați sau femei, și se evidențiază. Exemplu, care nu are darul acesta, o face la nevoie, dar ba uite să o facă, ba este stângaci, nu se pricepe bine cum să lucreze, nu are capacitatea să facă, știu eu, cumpărăturile potrivite, să vorbească frumos încât să se bucure cei cărora slujește de serviciile sale. Sau poate unii au probleme de sănătate și nu pot, sau au stilul lor încât nu pot să fie tot timpul implicați în slujire și poate plecați. Dar dintre mulți oameni din biserică ce se implică și trebuie să pună mâna fiecare la ce poate, sunt unii care se evidențiază și o fac în mod regulat, sistematic. Aceștia au darul slujirii. De exemplu, au trecut la noi în biserică mulți tineri prin grupul samariteni. Dar nu toți s-au remarcat într-un mod permanent în vizite în familie, în ajutoarele ce le fac. Unii pot să rămână consecvenți în lucrarea aceasta, alții nu-și găsesc atracție pe linia aceasta. Și nu-i ceva greșit. Fiecare are darul lui, chemarea lui. Vreau să evidențiez aceste adevăruri, citind mai întâi din 1 Timotei, capitolul 5, unde e vorba de slujirea generală cu care e dator fiecare om.
1 Timotei 5, de la versetul 4. Dacă o vădvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Versetul 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, cu sau fără darul slujirii, are văduve în familie să le ajute, va putea cineva să spună, frate, eu aș ajuta pe bunica, dar n-am darul ajutorării. Eu n-am darul să mă ajut să ajut pe cineva. Pe tăi din familie ai obligația să-i ajuți, cu sau fără dar, cu sau fără plăcere, că, de exemplu, nu-ți place ție să faci pe bucătarul, dar dacă n-are cine, așa e că să faci mâncare. La fel, este o datorie, este ceva natural să îngrijești de ai tăi din casă. Și scrie aici, în versetul 16 în continuare, și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor care cu adevărat sunt văduve, deci în ajutorul acelor care sunt văduve și n-au copii, n-au nipoți, n-au rudini care să le îngrijească, poate n-au o casă pentru a se da în întreținere cuiva, ei pe acestea le ajută cei care cu adevărat au darul slujirii în biserică. Ei o fac fără să le rămână casa, fără să aibă datorii de familie, că aceasta e slujba lor. Evident că sunt multe alte domenii, și le voi aminti cel puțin prin enumerare, de slujire. Dar vă mai citesc și din Roman 12, unde este scris despre daruri, despre slujbe. Iată ce scrie în versetul 13, aici vizează pe cei cu darul slujirii. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Versetul 15 privește partea sufletească a problemei. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aș spune, du-te ajută pe cineva care urmează să aibă o nuntă în familie. Du-te ajută pe cineva care a căzut bolnav. E nevoie de slujire și la unii și la alții. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos s-a identificat și El, având darul acesta. Nu este deloc un dar josnic, ci dimpotrivă unul de cinste. Iată ce a spus Domnul Iisus despre sine însuși, Marcu 10 cu 45. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească. Deși a primit slujirea femeilor pe care am citit la nevoie, ci El să slujească. Amintiți-vă cum a fost gata să spele picioarele ucenicilor, cum a efectuat și El munci fizice la nevoie și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Este o cinste pentru cineva să poată sluji. Să nu fim ca și acel caporal care a văzut într-o dimineață pe un colonel că își face singur cizmele cu cremă și sub impuls insuficient controlat a zis: domnul colonel, nu o să faceți cizmele? La care colonelul, sesizând, a zis: dar caporale, cine ți le face? Soldați! Deci unii se leapădă de această lucrare care, să știți că va fi bine plătită. Hai să observăm din Scriptură doar trei slujitori. Ioan Marcu, fapte 13 cu 5. Aici este scris că Pavel și Barnaba au plecat în prima călătorie misionară, trimiși de Duhul Sfânt, și a fost nevoie de cineva. Finalul versetului 5. Aveau de slujitor pe Ioan. Ce servicii făcea? Tot ce era necesar pentru călătorie și pentru locurile unde poposeau. Tot despre el citim în Fapte 15,
cu versetul 39, unde aflăm că Pavel a fost foarte pretențios, că Ioan Marcu i-a părăsit la un moment dat. De aici înțeleg că era foarte nevoie să aibă un slujitor și dacă nu era apt, nu era prompt, suferea misiunea. Înțelegerea aceasta a fost destul de mare. Ca să-i facă să despartă unul de altul, Barnaba a luat cu el pe Marcu. Barnaba era mai cu mângâierea. Pe când se pare că Pavel era mult mai categoric, cel puțin din punct de vedere al organizării, al administrării. Pavel a luat pe Sila, scrie versetul următor, și au făcut fiecare lucrare mai departe în numele Domnului. Dar mai târziu, în cartea 2 Timotei, capitolul 4, aflăm că Pavel s-a întâlnit din nou cu Ioan Marcu și cu aceasta să nu credeți că au fost certați și au plecat în misiune supărați. Doar că Pavel a fost ca unul care nu se bizuia pe un șofer, dau eu un exemplu, în care n-ai siguranță. Ai promis că te duci acolo și acolo și frate, într-o dată spune că o oră înainte de plecare în misiune, eu nu pot să vin. A vrut unul în care să aibă o bază, că oricând poate conta pe el. Scrie în 2 Timotei 4 cu 11, numai Luca este cu mine, un asociat al apostolului, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Deci iată că peste ani Marcu își făcea aceeași slujbă. Aș îndrăzni să spun că unii care au darul acesta, ei trebuie să se califice doar în darul acela, nu trebuie neapărat o calificare să însemne trecerea la darul învățării. E suficient toată viața să slujească. Iată, ca exemplu acum, din Fapte 9, o soră credincioasă, o uceniță. Citim despre Tabita de la versetul 36 la pagina 1067, că ea locuia în Iope și făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Era recunoscută la nivelul comunității de acolo. Când s-a îmbolnăvit și a murit, știți că a venit Petru să se roage pentru ea, mai avem un detaliu în versetul 39, unde este scris că toate văduvele l-au înconjurat plângând. Observați cine erau persoanele de care se ocupa? Toate văduvele. Și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Răsplată pentru asemenea servicii. Și iată că Domnul i-a îngăduit să mai trăiască și să mă adune, cred că a rămas și mai departe în slujire, încă o porție de răsplată. Cum mi-amintesc că a avut o soră care îngrijea copiii unei alte surori, după ce s-a recăsătorit, muriseră soțul și-a unui așa altuia. Și i s-a spus în vis, acum se lucrează la cununa ta. Ea muncea și a muncit pentru copiii crescuți sau născuți de altcineva. Este ceva diferit față de ai tăi care sunt os din oasele tale, carne din carnea ta. Eu mă amintesc tot despre o soră din Roman 16, numită și ea diaconiță, datorită slujirii ei, versetele 1 și 2. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră care este diaconița bisericii din Kencrea. S-o primiți în Domnul, iată că mergea și ea în altă localitate, într-un chip vrednic de sfinți și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi. Probabil se pricepea la administrare și spunea surorilor, acum avem nevoie pentru frații care vin în misiune de atâtea bunuri, de o natură sau de altă. Este nevoie să ne ocupăm de cutare și cutare persoane. Zice Pavel despre ea, s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. Observați ce capacitate a avut femeia aceasta, cum și într-o parte și într-alta, și la Pavel și la alții, le-a slujit.
Vreau să amintesc acum câteva aspecte practice unde pot să se implice cei cu darul slujirii, diaconii și diaconisele după Scripturi, în organizare și supraveghere a slujbelor. Cât este de bine, mai cu seamă la bisericile mari, să fie cineva care poftește musafirii, care îi așează, dacă vede că este un deranj sau sunt locuri prea puține, prea multe. M-am dus uneori prin biserici și îmi venea mie să întrerup predica și să spun ceva la niște prieteni care veniseră, stăteau lângă ușă în picioare. Poate mai erau în față o bancă, două goale, sau cel puțin puteau niște copilași să se ridice, să se ocupe cineva de ei. Sau chiar într-o parcare, mi s-a întâmplat și asta, m-am dus la evanghelizare, n-am găsit parcare pe 100 de metri de la poarta bisericii. Poate și eu m-am întârziat, pe când în alte biserici te aștepta acolo un om, chiar în situația de criză, că întârzii, să te placeze frumos, să fie toate aranjate, potrivite. Este nevoie de oameni, de bărbați și de femei care slujesc. La mama și copilul, cum este și la noi, sala asta mare. Organizare. Cel sau cea care simte chemarea și îi vine ideea cum să-i placeze și să-i organizeze, să-i așeze. Nu doar așa ca cineva să se afle întreabă sau să se evidențieze că spune și el ceva. Are abilitatea asta ca să poată să-i aranjeze. Apoi, lucrări tehnico-materiale. Sunt oameni care sunt buni meseriași. Câte construcții au apărut după Revoluție, case de adunare în țara asta. Ce bine a fost unde au avut meseriași în cadrul adunării, proiectanți, care au știut cum să organizeze lucrurile, care nu vor fi mustrați niciodată de profetul Hagai și Zaharia, că se ocupă numai de casa lor și casa Domnului stă neamenajată, neîngrijită. Mulțumim Domnului, aici e biserica mare, avem și astfel de oameni care îngrijesc, dar este nevoie și din cei tineri, cu fiecare generație, să se ridice oameni capabili, să vadă dacă ar toate becurile, bine, cu excepția faptului când facem economie, dacă toate florile sunt frumos aranjate la locul lor, totul să fie bine pus la punct. Apoi, tot specific bisericii noastre și nu numai, știți că suntem implicați în editarea a două reviste, una pentru copii, cealaltă pentru oameni mari, cum spunem noi, ca să o diferențiem. Avem aici în biserică oameni care se ocupă cu tehnoredactarea, cu distribuția și am văzut că o fac cu pasiune. Am văzut și când, din lipsă de oameni, poate pe moment sau până am găsit pe cei care se potrivesc la lucrarea asta, am numit pe cineva, dacă n-are chemarea asta, o face, nu iese bine, nu-i mulțumit, ori el, ori ceilalți. Tot referitor la biserica noastră. Știți că trimitem predicatori în 40 de biserici, am întâlnit frați care a spus, chiar când au fost provocați să predici, frate, nu predic, chemarea mea-i să duc frații cu mașina în misiune. Spuneam, frate, eu țin microbuzul, am și mașină mică, are posibilitatea asta, numai ca să duc frații în misiune. Și o face cu plăcere. E ceva foarte important. Sau îngrijirea surorilor în vârstă, bolnave, sau la mame cu copii. Știm că sunt aici în biserică, pe lângă grupul samaritenii care sunt dintre tineri, alte surori și poate altele care noi nu le știm, care se implică în slujire. Știu familii care se duc duminica în mod regulat pe la spitale. M-a sunat mai vreo două săptămâni în urmă un tânăr care a zis, frate, vreau adrese de la spital. Îmi place să mă duc să vizitez bolnave. Le cumpără câte ceva, stă de vorbă cu ei, o pasiune pentru slujire. Să binecuvânteze Domnul pe toți care slujesc și să-i ajute pe cei care sunt chemați să facă lucrarea aceasta, să-și înțeleagă darul. E suficient să facă atât. Dacă numai darul acesta l-ai, nu-i nicio problemă. Dar fii gata oricând, fii disponibil și implică-te. Și Domnul te va răsplăti. Amin. Trecem la cel de al doilea dar. Darul învățării. Didascalia.
învățătură, instruire, doctrină sau didascalos, învățător, de unde avem noi didactic în românește. Sunt oamenii care au capacitatea, abilitatea dată de Dumnezeu să explice într-un mod relevant cuvântul Scripturilor. Cât despre a identifica despre caracterizarea lor, precizez mai întâi că învățătorii nu se pot forma numai prin învățătură. Domnul Iisus a fost, este, marele învățător. El învăța mult norodul. Pe toți a învățat elementele de bază ale mântuirii, spune, dar pe unii a calificat ca și învățători. Cât despre felul în care se formează un învățător, hai să urmărim cazul Timotei. 2 Timotei, capitolul 1. Versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălăsluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Și tot de aici, din capitolul 3, începând cu versetul 10, unde sunt prezentați învățătorii lui Timotei. A fost învățat în familie și a fost învățat îndeaproape și în mod aprofundat de Apostolul Pavel. Dar Timotei s-a văzut că are darul învățării, fiindcă urmărea învățătura, era interesat, preocupat. Putem să facem o comparație cu ceva ce este la școală. Sunt unii copii care, de îndată ce trec în clasa a 5-a și cu atât mai mult deja trebuie și să opteze din clasa a 9-a, se profilează pe o meserie, de exemplu. Și asta le place. Alții, parcă sunt neîndemânați. Dacă îi pui să sudeze, nu iese bine. Dacă îi îndrept spre mecanică, se uită la dește și le se pare că sunt murdare. Nu se pricep bine să se pună împreună un angrenaj. Și tot așa, dar poți să-i pui și la electronică. Nu se murdăresc pe degete. Îi obosește când văd atâtea puncte acolo și atât de complexă situația, se îndepărtează de asta. Dar în schimb, poate au o aplicație și o aplicare filologică. Asta le place. Deci cei care au chemarea pentru a deveni învățători, și chiar la femei poate fi darul acesta, cele care ajung învățătoare pentru copii sau cele care ajung să învețe pe cele mai tinere, dar cu o abilitate specială, că din nou oricine poate să învețe pe altul, care bărbat nu trebuie să-și învețe copiii lui sau care femeie nu trebuie să-și învețe copiii ei. Dar asta nu înseamnă că toate au darul învățării. De exemplu, dacă am aduce orice mămică să o punem sâmbătă la copii, poate ar fi mai bună să o punem să le facă o prăjitură. Nu are darul învățării, dar este o alta care, dacă o pui între copii, nu le mai trebuie prăjitură. Le place la lecția ce ea le-o ține. Să-l urmărim pe Timotei, așadar, cum și el la rândul lui, cum am citit în versetul 10, a urmărit îndeaproape învățătura lui Pavel. Purtarea, hotărârea, credința, îndelunga răbdare, dragostea, răbdarea. Versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, deci el s-a evidențiat în învățare, și de care ești deplin încredințat, foarte important. Să nu te bâșbui în ceea ce știi, să-ți fie clar, căci știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Deci în mod normal, într-o familie de credincioși, cel cu dar învățării, se va observa din copilărie. Dacă are părinți care îl îndreaptă, dacă are mediu, se vede pasiunea lui, aptitudinea. Pavel la rândul lui l-a sesizat și vă citesc din Fapte 16, unde după ce în versetul 1 este identificat, în versetul 2 are o recomandare favorabilă din partea credincioșilor din zona lui,
În versetul 3 este scris, Pavel a vrut să-l ia cu el. Și ca să n-aibă niciun fel de respingere din partea nimănui, l-a și tăiat împrejur și de aici a însoțit pe apostol în călătoriile misionare. Mai aflăm din Filipeni capitolul 2 cât de devotat a fost el uceniciei lângă apostol. Filipeni 2:20. Căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după folosile lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Într-un cadru mult mai restrâns, pot să spun și eu, că am sesizat, de exemplu, dintre învățători. Unii care fac slujirea asta, se implică și la revistă, dar așa când le spun. Dar este câte unul care simte alături de mine și dacă nu se adună articolul la vreme, îl doare inima și pe el și pe mine. Dar un altul, poate și dacă n-ar mai apărea revista un trimestru, poate s-ar gândi că n-au fost bani. Nu trăiește la fel de aproape de inima problemei. Să ne rugăm Domnului, chiar la nivelul bisericii noastre. Duhul Sfânt ne-a vorbit, dacă tot am amintit de învățători, că este nevoie să se producă ca o reformă la nivelul învățătorilor, pentru că fiecare să-și reanalizeze slujirea lui, să se dedice mai mult, să stea la îndemâna Domnului, să învețe, să fie pasionat de lucrarea cu copiii. Numai așa vom putea să avem învățători calificați în timp. Și tot despre Timotei vă mai citesc în a doua sa epistolă, capitolul 4, versetul 11, unde este scris, numai Luca este cu mine. Și acum ascultați versetul 9, caută de vino curând la mine. Îl simțea necesar, îl dorea să fie aproape. Aș mai aminti din Faptele Apostolilor, capitolul 11, că într-o adunare mare este nevoie de mulți învățători. Versetul 26. Este scris aici, și când l-a găsit Barnaba pe Saul, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și în 13 cu 1 și 2, deci tot învățând, așa se formează învățători. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Și iată că nu numai doi, lângă ei se asociaseră și alții, dar ce bine că erau și proroci. Unde se stinge, aș spune, vița prorocilor. Se stinge și darul prorociei. Unde se întrerupe firul învățătorilor, dispar și ucenicii ca învățători. Și așa mai departe. Și aici sunt enumerați câțiva, care după ce au fost calificați, ajuns la o anumită maturitate, au fost lansați în lucrare. Acum vă supun atenției câteva versete care aparent se contrazic. Pe linia învățăturii, în Iacov capitolul 3, versetul 1, este scris, frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că își vom primi o judecată mai aspră. Mie mi-a zis un frate într-o zi, întrebându-mă ceva din Biblie, și vezi ce îmi spui, că eu fac cum îmi spui. Parcă dintr-o dată m-a făcut să iau poziția de drept în interiorul meu. Oare ce îl voi învăța? Învățătorii vor avea o judecată mai aspră. Pentru că ei n-au fost singuri în mașină.
aș spune atunci când s-a întâmplat un accident, când au luat o direcție bună sau greșită. Ei au fost cu 4-5 pe care i-au învățat, zic, într-o mașină mică sau poate au condus un autobuz, ca să nu zic de o adunare mare, un mecanic la o garnitură de tren de persoane. Cum să nu și-au o judecată mai aspră? Și atunci în ideea asta am putea spune, atunci nu ne lasăm în această lucrare dacă e pretențioasă. Dar este un alt verset, o altă idee în Tit capitolul 1, unde este scris de la versetul 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, adică printre evrei. Și nu uitați că epistola lui Iacov a fost scrisă evreilor, cele 12 seminții. Mulți nesupuși, flecari și amăjitori, cărora trebuie să li se astupe gura, ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Deci, Iacov scrie unor comunități care aveau mulți învățători, că evreii obișnuiți cu sinagoga și cu legea se pretindeau călăuza orbilor, că ei cunosc, au legea și sunt învățați, nu ca neamurile care sunt în necunoștință. Da, dar nici viața nu le corespundea și nici nu învățau curat. Și de aceea le scrie Iacov, mai întâi îndreptați-vă viața și corectați-vă doctrina și apoi apucați-vă să învățați, că nu mai veți fi judecați evreilor. Pentru că sfatul general este prezentat în Evrei capitolul 5, unde scrie de la versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele de întâi adevăr ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare? Deci unii trebuia să meargă ei în evanghelizare, dar ei vin încă să asculte cât e o predică de evanghelizare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci ei au claritate în învățătură, pot să dea sfaturi, pentru că au studiat și s-au ținut de învățătură, așa cum este scris în Romani capitolul 12. Deci nu este greșit să fie mulți învățători, numai să fie bun, să învețe ceea ce este sănătos, așa cum vă citesc din 1 Timotei capitolul 6, versetul 3, unde din nou este condamnată numai învățătura greșită, pentru că nu este corect să mergem pe ideea păstorul să predice și ceilalți sunt prea slabi să o facă. Cât mai mulți, numai să aibă darul și chemarea aceasta și se vor evidenția. Care n-au darul învățării, poate au darul îndemnării, aceea este altceva, poate au alt dar. Ne vom opri în slujbele viitoare cu voia Domnului și la acelea. Deci 1 Timotei 6:3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, un asemenea om este rău și trebuie să ne ferim de el. Dar dacă este un învățător bun, dă slavă Domnului pentru el. Îl folosim în lucrare după capacitate și după nevoie. Haideți să amintim și două exemple. Faptele Apostolilor, capitolul 18, ne prezintă pe Apollo. S-a evidențiat de la începutul misiunii sale ca un bun învățător. Citeți de la versetul 24. În Efes a venit un iudeu numit Apollo de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii. Țineți minte, este un dar. Nu-i mai deștept unul ca altul. Nu înseamnă că este mai deosebit sau mai important. Este un dar. După cum urechea este ureche, ochiul este ochi, fiecare la locul lui. E un dar, nu-i ceva de producție autohtonă. Nu poate cineva, doar dacă este, de exemplu, profesor de română sau un om
care a lucrat cu publicul, dacă se pocăiește să fie din oficiu predicator. Nu. Poate nu îi este dată capacitatea aceasta, deși darurile unor au de a face cu valențele naturale. Scrie aici despre el că era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Deci, în ceea ce el a descoperit, era foarte documentat. A început a vorbi cu îndrăsneală în sinagogă. Și apoi l-au luat, Acuila și Priscila, și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Deci observați cum s-a lăsat învățat, numai nebunul scrie în proverbe că lui nu iese de învățătură, numai să arate ce știe el. Și din fericire mai sunt și în țara asta, de exemplu, câte un preot ortodox s-a pocăit, povestește ce a făcut el cu obiectele lui de cult și isprăvile lui și altceva nu mai știe să povestească. Așa acum, așa peste 10 ani. Oamenii aceștia trebuie să luați, învățați cu deamănuntul și dacă au darul de învățătură să rămână mai departe la învoane, dacă nu, doar așa să ne spună la toți cum l-au dat afară din slujbă, dacă mai făcut și niște boacăne, asta nu este o cinste. Și celălalt exemplu este Pavel, Fapte 18, citesc de la versetul 11, vă spuneam că unii au mai multe daruri. Pavel a fost și apostol, dar avea și darul învățării. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Și citesc și din 20, versetul 20. El zice, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Pentru că este diferență între darul de evanghelist și darul de învățător. Evanghelistul cheamă, are o predică de elemente începătoare, dar nici n-ar fi normal ca evanghelistul să se ducă undeva unde oamenii nu sunt familiarizați cu Scriptura și să le țină o predică din Apocalipsă. La ce folos? Și să-i sperie că vine sfârșitul, să pocăiască de teamă, să înceapă cu adevărurile începătoare ale evanghelilor. Și în 19:9 scrie de asemenea despre Pavel, partea a doua, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi. Pe norod, în școala unui anumit tiran. Unii predicatori au câteva predici. Eu țin minte, eram tânăr și am plecat într-o misiune cu unul care pusese înainte, pare mi se ofițer, în 4 biserici a avut același mesaj, l-a repetat. Pavel, ca unul cu darul învățării, putea să învețe în fiecare zi și de fiecare dată, cum scrie în proverbe, ceva nou, un alt aspect, pentru că avea darul, capacitatea învățării. Ultim aspect de ordin practic, cei care au darul învățării și trebuie să se formeze și dintre bărbați și dintre femei pot fi folosiți la diferite forme de studiu biblic, cu biserica, cu predicatorii, cu copiii, cu tinerii, pot fi folosiți la predică. În mod special, unde este nevoie pentru aprofundarea învățăturilor. Cum este acum, pot să slujească ca și profesor de religie în școli. Vor fi niște mentori, vor fi didascalos plăcuți și de asemenea pot să slujească în media creștină, adică în publicații, la radio, în diverse forme de răspândire a cuvântului lui Dumnezeu. Și de ce nu? În învățarea de la om la om, care este foarte important. Cineva spunea că apostolul degetul cel mare, procul degetul arătător, evanghelistul degetul cel lung, care ajunge peste tot, păstorul și el cu partea lui și învățătorul degetul cel mic, care intră în toate urechile, care poate să învețe cu amănunțime anumite lucruri. De exemplu, știu eu, surori în țara aceasta, care niciodată n-au ieșit să predice de la ambon. Dar unde întâlnesc 2 surori, 3,
De ce nu și una? O instruiesc. Încât dacă a întâlnit pe vreo soră care venea la consiliere, pleacă înapoi și consiliată și învățată. Au capacitatea aceasta să explice. O soră care este pesimistă și cu necazurile ei poate ar fi mai degrabă bună numai să ajute sau poate Dumnezeu i-a dat ceva slujire acasă cu copiii, nu are chemarea asta să fie învățătoare. Ne bucurăm și de surorile care învață la copii. Țin minte de un frate care l-am vândut de demnuri pentru rugăciune, dar era șofer, de regulă lua oamenii în mașină, cum se urcau oamenii, cu finețe, cu blândețe, cum e scris, prieteni sau potrifnici, îi învăța. Cineva i-a spus predicator de cabină. De la om la om. E foarte important să avem oameni calificați, care învață și fac asta cu plăcere. Vorba fratelui Cornel Bârsan. Să predice nu s-a săturat niciodată. O face cu pasiune. Să-i ajute Domnul pe toți, fie dacă au darul slujirii, foarte important, fie că au darul învățării. Au nevoie unii de alții și de celelalte daruri și le vom aminti în viitor. Peste toate acestea, fie și rămână harul lui Dumnezeu.